Aflându-ne în situația în care testele abia au revenit pe băncile elevilor și există la nivel național zeci de localități cu rate de infectare ce depășesc 20 la mie, iar județul Constanța are o rată de infectare de peste 13 la mie, considerăm faptul că nu ar trebui să intre măcar sub semnul întrebării dacă testele rapide vor continua sau nu să fie distribuite în școli. Acum o săptămână, Consiliul Județean al Elevilor Constanța a lansat în spațiul public un raport bazat pe sute de răspunsuri, care detaliază opinia elevilor constanțeni cu privire la testarea în școli, deoarece aceasta este o măsură importantă de prevenție împotriva COVID-19. Printre sugestiile elevilor pentru îmbunătățirea eficienței testării, se numără chiar ca testarea să devină complet obligatorie, iar rezultatul testului să fie transmis împreună cu fotografia acestuia dirigintelui clasei.